Dacă tu îți vezi în codul acesta personal că tu nu o să ai niciodată, nu știu, averile la care visezi. Nu te ia așa o lehamită, zici, bă, nici măcar mai încerc. Partea frumoasă a lucrurilor este că omul acela nu-și dorește așa ceva. Eu nu îmi voi depăși vreodată niște limite pe care cumva sunt făcut să le îndeplinesc. Din punctul meu de vedere, cam asta înseamnă dezvoltare personală, să plecăm de la acest procent mic pe care îl cunoaștem și să creștem tot mai mult. Dacă avem de-a face cu 100 de medici, de exemplu, care au ajuns până acolo, ei își vor exercita meseria de medic tot în concordanță cu ceea ce îi caracterizează pe ei. Unul din scopurile noastre, ca și oameni, este să ne găsim locul nostru în acel mare puzzle. Omul se simte foarte bine în cadrul respectiv, în, să-i spunem, în limitările cu care s-a născut în această viață. Și satisfacția lui cea mai mare este să le împlinească. Mai devreme sau mai târziu, oricum, ne trezim cu toții că am ajuns într-un punct în care nu ne regăsim. Și să-mi asum neîmplinirea. Da, nu am de ce să insist să le arăt, nu, domnule, stai că tu de fapt ești așa și tu, că tu te minți acum în continuare și mă minți și pe mine. Cuvintele devin deja doar un instrument, dar îți dai seama numai din gesturi, din reacții. Dar ne putem schimba destinul. Da.